peste 19.000 de lei. Aceasta este chiria pe care o plătește în fiecare lună judecătoria Târgu -Namț unei societăți private. Instituția este a treia instanță din județ care funcționează într-o clădire pentru care plătește chirie. După Tribunalul Namț, care plătește proprietarului clădirii Alejo aproape 62.000 de lei lunar și judecătoria Piatra Namț, care îi plătește lunar lui Petrișor Dumitrașcu, proprietarul imobilului de vis-a-vis -vis de poșta veche, peste 46.000 de lei. Judecătoria Târgu -Namț a funcționat într-un imobil care aparținea de Ministerul Justiției. În lipsa reparațiilor curente necesare, clădirea s-a degradat de la o zi la alta, iar condițiile au devenit improprii pentru desfășurarea activității. În acest moment, judecătoria Târguneamț își desfășoară activitatea în sediul închiriat de la societatea Bistro Cocoșul de Aur, în suprafață de aproape 900 de metri pătrați, cu o chirie lunară de peste 19.000 de lei. Vechiul sediu al judecătoriei din Târguneamț a fost lăsat în paragină.